Peste noapte, armata din Israel a mobilizat 360.000 de rezerviști dintr-o jumătate de milion. La noi în țară, rezerva militară numără doar câteva mii de persoane. O resursă umană îmbătrânită, spun specialiștii. În cazul unei crize, armata română nu ar avea pe cine să cheme la arme. În condițiile în care legea care ar reface rezerva militară 10 de ani de zile prin sertare în Parlament. Stagiu militar obligatoriu, susțin unii români, ar fi necesar în aceste vremuri în care războiul este foarte aproape de noi. Însă o armată profesionistă, nu de rezerviști. Eu zic că ar trebui să fim cât de cât pregătiți. Cât de cât pregătiți, că dacă aștept să te salveze NATO... Sunt de părere că serviciul militar obligatoriu ar maturiza foarte mult o generație de băieți, viitori bărbați. Chiar am vrut să mă înrolez și am încercat să dau la liceu militar, însă am fost respins. Pentru că sunt discromat. Alții ar fi interesați de o carieră militară dacă sunt plătiți corespunzător. Nu te înscrie pentru serviciu militar? Pentru 10.000 de euro pe lună m-aș înscrie. Dacă îmi dă 20 de milioane, mă duc să fac altceva. Alții nici nu vor să audă de arme. Eu nu, dar dacă ar fi după tata, m-ar duce imediat. Tata a făcut armata când tinerețele și vrea să iau pe urme. Eu personal nu aș dori. Mi se pare că ar trebui să fie o chestiune de alegere. Și că nu este o situație, adică nu suntem într-o situație care ar necesita neapărat acest lucru. Armata română se confruntă cu o mulțime de probleme, dar cea mai gravă este lipsa oamenilor. Rezerviștii pe care îi mai avem, doar 2000, au efectuat stagiul militar până în 2007. Problema aceasta este majoră. De ce este majoră? Nu există o armată în timp de pace care să nu aibă o rezervă. Iar folosirea rezervei este elocventă. Avem exemplul Ucrainei. Ucraina nu ar fi rezistat dacă nu avea rezerva care însemnat completarea unităților și crearea de unități noi. Specialiștii susțin că refacerea rezervei militare după principiile voluntariatului ar fi cea mai bună decizie. Practic, după 4 luni, cine va executa serviciul voluntar în termen ar fi calificat din punct de vedere militar și ar deveni rezervist. Pentru asta însă este nevoie de modificări la legea de pregătire a populației pentru apărare, care zace de ani de zile prin sertare la Parlament. De ce o lege care este absolut necesară privind refacerea rezervei armatei României încă circulă în procedură interinstituțională de mai bine de 2 ani și ceva, se fac 3 ani de zile? Dacă nu vom reface rezerva armatei României pe principiile voluntariatului, atunci va trebui să reintroducem serviciu militar obligatoriu. Iar o asemenea decizie nu poate fi amânată în perspectiva următorilor 5 ani. În ciuda faptului că oficialii români au reiterat că reintroducerea serviciului militar obligatoriu este exclusă, contextul geopolitic actual poate produce schimbări majore în România.